Prima ediție a zilelor culturale ale județului Sibiu se va întinde pe durata mai multor weekenduri. Principalul scop al evenimentului este acela de a promova tradiția ardelenească. Trebuie să încurajăm producătorii locali. Știți că noi avem deja o experiență foarte valoroasă în domeniul târgului de țară, pe care îl promovăm deja și iată că avem și niște rezultate importante. Folosim această experiență exact în zonele în care vom merge și unde vom încuraja producătorii locali. În acest proiect sunt implicate mai multe instituții. Chiar și Filarmonica din Sibiu va fi prezentă în satul tradițional. Gospodine din satele organizatoare se vor întrece în prepararea celor mai gustoase mâncăruri tradiționale, iar ansamblurile folclorice în jocuri și dansuri populare. În județul Sibiu, cultura este la ea acasă și astfel vom încerca prin teatru, film, muzică, dans, expoziții gastronomice, expoziții de fotografie, prin diferite activități culturale care țin de cultura tradițională și nu numai, să demonstrăm locuitorilor județului Sibiu, să demonstrăm turiștilor care ne vizitează județul în acea perioadă, că ne putem bucura de o gamă variată de produse culturale. Zilele culturale ale județului reprezintă cel mai nou proiect artistic al Consiliului Județean și pentru că după instaurarea democrației, tradiția și cultura populară au cam pierdut teren în fața modernismului, la prima ediție a zilelor culturale ale județului Sibiu, turiștii, dar și localnicii sunt atrași de către satele sibiene.